Dragi frați, vom vorbi astăzi tot despre luna Ramadan și tot despre unele lucruri pe care poate le neglijăm sau le uităm în această lună. Mulți dintre oameni sunt preocupați în această lună cu postul lunii Ramadan și automat, din punct de vedere psihic, el se simte terminat, obosit, nu are vlagă, nu are putere. Și cel mai important lucru pentru el este să țină postul, chiar dacă își petrece toată ziua dormind. Când ne uităm în istoria islamului, cele mai mari și cele mai importante cuceriri ale profetului sallallahu alaihi wasallam au fost în luna Ramadan. Companionii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam țineau post în luna Ramadan și se duceau, participau la bătălii. Țineau post în luna Ramadan și mergeau prin deșert, zile întregi, fără mâncare, poate fără băutură, fără aer condiționat, fără condițiile care le avem noi în ziua de azi. Și de aceea ar trebui ca toți să nu cădem în capcana aceasta psihică, să spunem, eu dacă țin post, nu mănânc și nu beau, nu mi-am băut nici cafeaua, nu mai am putere. Și mai bine să dorm toată ziua și stau treaz toată noaptea. Toată noaptea stau și mănânc, toată ziua stau și dorm, ca să țin post. La fel când ne uităm în viața companionilor, în viața marilor savanți musulmani, vedem cum în luna Ramadan cu toții își dedicau timpul cât mai mult pentru Coran, pentru Islam, pentru ritualuri de adorare și un lucru important pentru chemarea la Islam. Lucru pe care nu ar trebui să-l neglijăm. De ce? Pentru că în această lună inimile oamenilor sunt deschise către credință. Porțile raiului sunt deschise, porțile iadului sunt închise. Șeitanii, diavolii sunt încătușați. Atunci oamenii automat vedem cum sunt mai aproape de Allah subhanahu wa ta'ala. Au inimile mai deschise către credință. Și trebuie să profităm și de acest aspect, să-i chemăm pe oameni la mesajul lui Allah subhanahu wa ta'ala în această lună. Cu o masă de iftar, cu o plimbare, hai la moschee, la un teravih. Da? Hai să citim Coran. Încercăm cu orice ocazie să profităm, pentru că, din păcate, de multe ori, de când suntem mici până în ziua de azi, noi, de multe ori, vrem în mintea noastră, în gândul nostru, să facem bine și speriem pe oameni. Mulți dintre oameni cred că Dumnezeu, Allah, este cineva care are în jurul lui numai foc, stă cu biciul în mână și abia așteaptă să faci un păcat, să te pleznească. Dacă nu faci namaz, intri în iad. Dacă nu faci nu știu ce, intri în iad. Dacă nu știu ce, intri în iad. Noi așa am fost educați, din păcate, și nu am cunoscut latura aceasta să-L chemăm pe oameni la Allah subhanahu wa ta'ala. Eu nu zic că nu există iad. Există iad. Nu zic că cel care păcătuiește nu va fi pedepsit, va fi pedepsit. Dar când Islamul are atâtea lucruri bune, când Islamul ne prezintă atâtea lucruri frumoase, de ce am luat noi numai părțile aceste negative? Ca să-i speriem pe oameni să vină la Allah. Iar Allah în Coran ce spune? Fefirru ila Allah. Și noi ne spunem ce spunem? Fefirru min Allah. Fugiți de Allah, le spunem oamenilor, că vezi că te stă cu biciul în mână și te pleznește. Iar Allah în Coran spune fefirru ila Allah. Veniți în fugă la Allah, fugiți către Allah. Noi ce spunem? Fugiți de Allah. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam într-o zi se întorceau de la o bătălie. Într-o bătălie în care dușmanii Islamului, ca să nu fugă soldații, i-au luat cu soții, cu neveste, cu copii, cu tot. S-au dus cu tot neamul ca să-i încurajeze pe soldați. Soldații ce făceau? Când vedeau, dădeau de greu, lăsau armele tot și fugeau, părăseau terenul de câmpul de luptă și pierdeau bătălii. Acum, vrând nevrând, erau obligați într-un fel sau altul să lupte, pentru că dacă lăsa sabia și fugea, în spatele lui și lăsa copiii și soția. Și comandanții ce făceau? Haideți cu toții ca să nu-i le dea lor prilej să fugă din bătălie. Au pierdut bătălia. Iar profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a văzut atunci o femeie, o mamă, disperată, cum alerga în dreapta și în stânga și își căuta copilul.
Din armata dușmană, dintre dușmani, nu era dintre musulmani. Musulmani mergeau cu soțiile ca să le prezinte, să le dea pradă celorlalți. Și atunci profetul sallallahu alaihi wasallam a urmărit-o pe femeie, cum avea obiceiul profetul sallallahu alaihi wasallam, să ajute pe orice om la greu. Într-o altă bătălie, vă aduceți aminte, era o găină, o pasăre, care era disperată, fugea, se zbătea, dădea din palme și profetul sallallahu alaihi wasallam a spus: cine a speriat această pasăre cu puii ei? Unul dintre companion luase puii păsării. Și ce dați-i puii? Oma arsenake illa rahmeten lil alamin. Noi nu te-am trimis pe tine, o Muhammed, decât ca îndurare pentru lume. La fel, profetul sallallahu alaihi wasallam, când a văzut-o pe femeie că aleargă disperată, a vrut să le spună soldaților să-i găsească copilul sau să vadă care e problema femeii. Și la un moment dat a văzut-o pe femeie disperată, cum s-a dus, și a găsit copilul, l-a luat în brațe și a început să-l alăpteze. Și atunci profetul sallallahu alaihi wasallam le-a spus companionilor: credeți că această femeie este capabilă, e în stare să-și arunce copilul în foc? Și a spus companionii: nu, trimis-a lui Allah. A spus la fel și Allah subhanahu wa ta'ala. La fel și Allah subhanahu wa ta'ala. Îndurarea lui Allah este mult mai mare decât îndurarea femeii față de copilul ei. Îndurarea lui Allah față de robii săi este mult mai mare decât este îndurarea unei mame față de copilul ei. Allah subhanahu wa ta'ala nu ne-a creat să ne aruncem foc. Asta trebuie să o ștergem din cap. Allah subhanahu wa ta'ala ne-a creat ca să-L adorăm, ca să-L cunoaștem, ca să mergem la Allah subhanahu wa ta'ala, să-L iubim pe Allah subhanahu wa ta'ala. Și de aceea profităm în această lună să reprezentăm oamenilor Islamul în modul cel mai frumos. Să-L prezentăm pe Allah, să șteargă din memoria lor, să dea un delete acolo, să șteargă toți. Allah nu este cel care stă cu biciul în mână și pedepsește. Pentru că, din păcate, unii oameni așa cred și, cum am spus, de multe ori avem și noi, da? Avem și noi străduința noastră acolo să-i facem pe oameni să înțeleagă în acest fel, din păcate. Pentru că, în loc să le vorbim frumos copiilor noștri, familiilor, oamenilor care cunoaștem, noi credem că dacă îi speriem, o să vină mai repede la moschee. Dacă nu vii la moschee, intri în iad. Gata. L-ai chemat la moschee și ești convins în mintea ta că omul acesta o să vină la moschee. De ce? Că dacă nu, e frică de iad. Și de aceea chemăm la Allah subhanahu wa ta'ala cu înțelepciune. Chemăm la Allah subhanahu wa ta'ala în modul cel mai frumos. Și luna Ramadan este o lună prielnică pentru a face acest lucru, pentru că, cum am spus, toate inimile oamenilor sunt îndreptate către credință. Chiar dacă el nu se roagă, chiar dacă el nu ține post, poate că așteaptă un fitil, o flacăre, o scânteie. Așteaptă pe cineva să-l ia de mână, să-l ducă la moschee. Hai să facem teravie. Hai să ținem post. Și ăla poate este primul pas, de acolo și avântul și merge mai departe. Este luna în care oamenii se invită, familiile, la iftar, profităm și de acest lucru. Poate că nu ține post, dar invită pe oameni la iftar. Profităm și de acest aspect pentru a-i chema pe oameni la Islam, la credință. Noi spunem, noi oamenii ce gândim? Dacă vine cineva și îl vezi că face rugăciunea și păcătuiește, zice: băi, tu faci și rugăciune și bei alcool. Mai bine nu mai face rugăciunea, mă. Continuă să bei alcool în continuare. Nu-i spunem, continuă rugăciunea, dar renunță la alcool. Zice: măi, tu ești om credincios, te duci la moschee, dar și bârfești. Dacă tot bârfești, ce mai duci la moschee? Nu mai merge la moschee. Noi totdeauna o luăm pe latura cealaltă. Îi îndepărtăm pe oameni de Allah, dar ajută-l să vină la Allah, să îndepărteze de păcate. Spune: măi, tu ești om care te rogi credincios, renunță la bârfă, stai departe de bârfă. Nu, noi ce zicem? Dacă tot bârfești, de ce mai faci rugăciune? Dacă tot nu știu ce, dacă tot furi, de ce te mai duci la moschee? Băi, dar ia-o invers, du-te la moschee, dar nu mai fura. Și de aceea, aceste metode de a chema la Allah subhanahu wa ta'ala le vedem în viața profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Citiți viața profetului, de câte ori i-am spăimântat pe oameni cu focul, de câte ori i-am spăimântat cu biciul.
De câte ori a spăimântat profetul sallallahu alaihi wasallam pe oameni cu, cu Allah? Dacă nu faci, Allah te bate, te biciuiește, te aruncă în foc, te arde de viu, te... Nu? Ne aducem aminte de acel beduin care a venit la profet sallallahu alaihi wasallam, la companion, la profet, toți companionii s-au luat de el și profetul a venit și l-a mângâiat. Cu alte cuvinte. A vorbit cu el în modul cel mai frumos și a spus, o Allah, fă-mă dintre cei care intră în paradis, eu și Muhammed și atât. Cei lasă nu mai intre. Cei lasă nu mai intre. Pentru că a văzut îndurarea profetului sallallahu alaihi wasallam. Mila care o are profetul sallallahu alaihi wasallam față de oameni. A trecut un cortegiu funerar al unui nemusulman. Profetul s-a ridicat în picioare din respect. Și el a spus, trimis-a lui Allah, nu e musulman. Și a spus, este un suflet. Și a plâns profetul sallallahu alaihi wasallam. Deci am scăpat un suflet printre mâinile mele către foc. L-am scăpat către foc. Profetul vrea către rai. De aceea îndurarea profetului sallallahu alaihi wasallam nu poate fi măsurată și noi trebuie să învățăm din viața profetului sallallahu alaihi wasallam ca și noi la rândul nostru să chemăm la Allah cu înțelepciune și fapte bune și în același timp să nu uităm că în luna Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ne-a pregătit terenul. Este o lună în care terenul este pregătit, doar trebuie să ne străduim. Să ieșim din case, să nu mai stăm tot timpul sub aerul condiționat, să nu dormim toată ziua de frică că nu o să mai avem putere, nu o să mai avem vlagă să terminăm postul și să ieșim, să-ți vie o zi normală. Să nu stea toți colegii de muncă, băi, lăsați-l pe ăsta că ține post. Și e foame, e înfometat, e supărat, e nervos, e nu știu ce, nu și-a băut cafea, nu și-a fumat țigara, nu mai știu ce. Lăsați-l în pace, nu-l băgați în seamă că o lună trebuie să-l răbdăm cu el că e musulman și ține post. Dimpotrivă, când ții post trebuie să fii și mai bun. Oamenii să zică, uite mă, e musulman, ține post, mașallah, s-a schimbat. Religia l-a schimbat, credința l-a schimbat. Să vadă rodul credinței în faptele și în comportamentul nostru. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă între cei care rămânem statornici pe calea lui Allah subhanahu wa ta'ala și chemăm la Allah cu înțelepciune.